Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. După un an agitat în sistemul de învățământ și o grevă generală în perioada mai-iunie, acțiune în urma căreia salariile au fost majorate, se anunță noi creșteri salariale pentru profesori. De la 1 ianuarie 2024, salariile cadrelor didactice ar urma să fie majorate cu 13%, iar de la 1 iunie cu alte 7%. 2023 a fost un an agitat în învățământ. În perioada mai-iunie a avut loc o grevă istorică, care era să-i lase cu mediile neîncheiate pe elevi. Situația a fost deblocată după ce sindicatele au reușit să obțină, în urma negocierilor cu guvernanții, creșteri salariale pentru cadrele didactice. Anul 2023 a fost un an istoric, am putea spune noi, în viața sindicală a învățământului din România, deoarece în lunile mai-iunie a avut loc cea mai amplă mișcare de protest din ultimii 20 de ani. Știm foarte bine că greva a durat aproape 22 de zile calendaristice, a fost dublată de 4 marșuri, meeting-uri mari în București, cu aproximativ 15-20.000 de oameni. Iar în final s-au obținut mai multe drepturi salariale, am putea spune noi, și putem aminti acea majorare din luna iunie cu 1.300 de lei la gradația 0 pentru personalul didactic și 400 de lei pentru personalul nedidactic plus maximul din legea 173, legea 157, legea salarizării din învățământ. Ordonanța 57 care a cuprins această majorare, prevedea ca în anul 2024 să se acorde o majorare de 50% din diferența dintre salariul din noua lege a salarizării și actualul salariu de bază a personalului din învățământ. De la 1 ianuarie 2024, salariile profesorilor vor crește din nou cu 13%, iar din luna iunie a anului viitor cu încă 7%. Deoarece legea salarizării, noua legea salarizării încă nu este definitivată, s-a convenit cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii o grilă pe care noi am pornit-o de la salariul debutantului ca fiind salariul mediu brut pe economie, undeva la 6.800 de lei, iar salariul maxim pentru personalul didactic cu gradul 1 și 25 de ani vechime, undeva la 12.000 de lei salariul de încadrare. Astfel, pornind de la aceste grile pe care le-am convenit cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii, în anul 2024 se va elabora o ordonanță de urgență special pentru salarizarea în învățământ. Astfel, salariile vor crește în medie de 2 ori, la 1 ianuarie cu 13%, iar de la 1 iunie cu 7%. Noua ordonanță de urgență va avea două anexe cu salariile începând cu luna ianuarie la gradația 0 și o altă anexă cu salariile care vor intra în vigoare la 1 iunie la fel cu salarii la gradația 0. Ca idee, salariul debutantului actual este de 5.400 de lei, pe noua grilă este 6.800 de lei. Diferența dintre salariul actual și salariul din noua grilă fiind de 1.400 de lei, 50% ar însemna 700 de lei. Adică debutantul va primi în anul 2024 mai mult decât jumătate, decât 700 de lei pe noua ordonanță de urgență care va fi elaborată cât de curând zilele acestea. Iar profesorul cu gradul 1 și 25 de ani vechime va primi în medie la salariul în anul 2024 aproximativ 1.700-1.800 de lei la salariul de bază. Și directorii unităților de învățământ vor avea parte de bani în plus la salarii, 1.500 de lei, plus creșterile de 13% și respectiv 7%. Pentru personalul de conducere, pentru că trebuie să venim cu o compensare și o reparație morală, am putea spune, deoarece salariul directorilor în momentul de față este chiar mai mic
față de un profesor cu gradul 1 și 25 de ani vechime, se va veni cu o majorare de 1.500 de lei sumă fixă, plus cele două majorări la 1 ianuarie și 1 iunie. De asemenea, pentru personalul de conducere din învățământ, celelalte funcții, mă refer aici la secretar șef, contabil șef, vor avea de asemenea o sumă fixă în valoare de 400 de lei, plus cele două majorări de 13,7%. De asemenea, de aceste două majorări de 13,7% la 1 ianuarie și 1 iunie, va beneficia și personalul administrativ, cel nedidactic. Liceul cu program sportiv Focșani a organizat marți Balul Bobocilor la Teatrul Municipal. A fost o seară a supereroilor, concurenții îmbrăcând costume ale actorilor din filme celebre. Simona Pavel și David Pratosin au fost declarați Miss și Mister Boboc, dar toți concurenții au fost premiați pentru diverse calități pe care le-au demonstrat pe scenă. Bună seara, LPS! Bine v-am găsit la Balul Bobocilor 2023! Bună seara, LPS! Și bine v-am regăsit! Salutăm cu drag toți părinții, profesorii, sponsorii și prietenii prezenți în această seară, în sala Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia. Prima echipă este formată din Ariana Arbănaș de la clasa 9A și Claudiu Părcuraru, tot de la clasa 9A. Ariana echipa numărul 4 este formată din Maia Felix și Bogdan Popa, colegi din clasa 9A. Maia este handbalistă, iar Bogdan practică tir sportiv. Cei doi vor reprezenta filmul Spider-Man, la protocolurile lui Gwen Stacy și Spider-Man. A cincea pereche este formată din Erica Cuvete și Andrei Chirilă. Cea de-a șasea echipă este formată din Cătălina Munteanu de la clasa 9A și Erica de la clasa 9. Cătălina practică handball, iar Erica fotbal. Voi reprezenta pentru dumneavoastră pelicula Superman în rolurile lui Wonder Woman și Superman. Ce apariții, ce costume! A fost o seară foarte frumoasă, ați fost cu toții foarte bine pregătiți, costumații foarte frumoase, sunteți frumoși cu toții. Sincer, mie mi-a fost foarte greu să fac diferența, cred că de asta a și durat atât de mult, pentru că diferența a fost foarte mică. Vă felicit încă o dată, v-ați comportat foarte frumos și cred eu că, așa cum am spus, uite, va fi ce va câștiga la limită. Se acordă diploma de Mister Boboc elevului. Cine? Se acordă diploma de Miss Boboc elevei.
astăzi s-a dat startul celei de-a cincea ediție a concursului Vitrine de Crăciun. Primăria Focșani anunță premii totale în valoare de peste 15.000 de lei. Miercuri 20 decembrie 2023, Primăria Municipiului Focșani a dat startul înscrierilor la cea de-a cincea ediție a concursului Vitrine de Crăciun. Pentru operatorii economici din Focșani care și-au pavoazat vitrinele și spațiile din incintă cu ornamente luminoase de sărbători. Primarul Cristi Valentin Miseilă îi invită în mod public pe toți agenții economici din oraș să se înscrie în acest concurs, premiile nefiind deloc de neglijat. Înscrierea și participarea la concurs nu presupun costuri sau taxe suplimentare. Premiile acordate sunt următoarele: locul întâi 5.000 de lei, locul al doilea 4.000 de lei, locul al treilea 3.000 de lei și două mențiuni câte 1.500 de lei fiecare. În perioada 20 decembrie-28 decembrie, participanții se pot înscrie la concurs chiar și cu mai multe spații ornate din Focșani, aflate în folosință în acest moment. Potrivit regulamentului, înscrierea la concurs se face online printr-un formular care va fi însoțit de 3 fotografii color. După înscriere, toate pozele vor fi postate în data de 29 decembrie 2023 pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani și vor putea fi votate până pe 24 ianuarie 2024 la ora 24, un like însemnând un vot. Jurul concursului va puncta amenajarea vitrinelor urmărind criteriile stabilite prin regulament. Relevanța pentru perioada sărbătorilor de iarnă 25 de puncte, impact vizual 25 de puncte, originalitate 25 de puncte, cromatică cel mult 3 culori 25 de puncte. Scorul final va fi stabilit astfel: 75% nota acordată de juriu și 25% din punctajul obținut prin voturile exprimate pe Facebook. Câștigătorii concursului vor fi anunțați public pe 30 ianuarie 2024. Îi așteptăm cu drag pe toți operatorii economici care și-au împodobit vitrinele să participe la această competiție menită să aducă odată în plus magia sărbătorilor de iarnă pe străzile orașului nostru și în inimile tuturor focșănenilor, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Focșani. În sezonul rece și mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să acordăm o atenție sporită prietenilor noștri necuvântători. Câinii și pisicile trebuie să aibă o alimentație adecvată și ei pot răci, dar mai ales atenție la pocnitori, pentru că acestea pot declanșa crize, în special la câini. Și căței, pisicile primesc lucruri care nu ar trebui să le mănânce și atunci ajungem în cabinet cu toată simptomatologia, cu vomă, cu diaree, cu colică abdominală, cu absolut tot ce se poate. Pe lângă asta mai sunt traheitele, bronșitele și așa mai departe. Și cu... la ei sunt acum în perioada asta? Da, pentru că în special la căței de curte apare ce e principala cauză. La căței de apartament ies din casă de la 22-23 de grade, afară la 0, 1 sau minus, aleargă, inspiră aer rece și de aici iar se inflamează tot respiratorul superior. Și, bineînțeles, urmează pocnitorile. Așa, asta-i speria, am impresia, nu? Da, declanșează, sunt căței la care se declanșează crizele epileptice, la căței cu această afecțiune. Da, se declanșează așa ceva, da? Da, păi avem căței care sunt tratați pe epilepsie, cu diagnostic de epilepsie și pe tratament. Și, bineînțeles, în perioada asta crizele se accentuează sau chiar scapă de sub control. Plus căței din curte sunt speriați, fug de acasă, ies prin gard, plângi sfâșiate. O nebunie. Trebuie să avem grijă de... Și bun, dar ce putem face? Că nu putem să oprim pocnitorile, nu? Nu putem opri pocnitorile. În schimb, am putea, de exemplu, căței de curte să nu-i mai lăsăm liber în curte și să fie închiși într-o camera centrală sau o cameră care o avem la îndemână să fie oarecum protejați și să nu aibă tendința de a evada. Cantautorul Aurel Moldoveanu îi va colinda pe locuitorii comunei Pufești mâine pe 21 decembrie. În deschiderea evenimentului vor cânta elevii școlii gimnaziale din Pufești.
vremea colindelor, a cântecelor închinate nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, o perioadă magică și sfântă totodată. Autoritățile locale din Pufești au dorit să facă o surpriză locuitorilor comunei și nu numai, invitându-l pe vrânceanul Aurel Moldoveanu să le colinde în prag de sărbători. De altfel, cantautorul a publicat zilele trecute pe rețelele de socializare un clip prin intermediul căruia îi invită pe toți cei care vor să îi asculte colinda să fie alături de el la Pufești. Hei, salutare, hello, hola, despre tine Pufești este vorba în ceea ce să zic acum, pentru că tu ești parte, știi deja, special din inima mea. Am pentru tine o super întâlnire, joi 21 decembrie, începând cu ora 16, în parcul central din fața primăriei. Te invit să te conectezi cu toată suflarea, cu minunații copii, cu tinerii super high și cu oamenii de vârstă golf la emoția colindului meu. Va fi o după-amiază fabuloasă în care vedeta principală va fi el, colindul meu. Și ca să termin super high, pot să zic chiar așa, 3, 2, 1, start! Mâna sus! Cine vine la colindat, Pufești! În deschiderea evenimentului, care este programat pe 21 decembrie la ora 16 în parcul central din localitate, vor cânta grupuri de copii de la școlile Pufești și Domnești. Aceștia vor colinda, vor ura și vor bucura audiența cu glasurile lor de copii. Ninge peste cetățuia, pe Galata, pe Copor, și ninsoarea lin coboară peste al pașilor eco. Ninge peste sărărie cu amintiri și nostalgii, ninge parcă Eminescu ne șoptește poezii. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 2 grade, iar cele maxime între 5 și 7 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!